15 stații GPL din Constanța nu au autorizație pentru securitate la incendiu. În județul Constanța au început astăzi controlele maraton la stațiile din tot județul, toate explicațiile în jurnal. Intervenție de urgență în Marea Neagră pentru salvarea unui vapor străin în pericol de scufundare. Cum a decurs misiunea din largul mării, vă spunem imediat. Cazarea la mare va costa de mâine cât o pizza. Începe programul Litoralul pentru Toți, la care participă zeci de hoteluri, inclusiv de 4 stele de pe întreg țărmul Mării Negre. Mai multe detalii în câteva momente. Cincisprezece stații GPL care funcționează în Constanța nu au autorizație ISU privind securitatea la incendiu. Este concluzia autorităților care au început controle la toate stațiile GPL din județ. Echipe mixte formate din pompieri, ingineri de la Inspecția Cazanelor sub presiune, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Garda de Mediu, Poliție și ANAF au ieșit în teren și s-au pus pe treabă. În tot județul funcționează 130 de stații care vând GPL separat sau în cadrul unor benzinării clasice. Dintre acestea, ISU a identificat 15 care nu au autorizație pentru securitate la incendiu. Asta din cauza că la momentul când au fost deschise nu era nevoie de această autorizare. Fac verificări, da? Și rezultatele vor fi comunicate ulterior la sfârșitul zilelor, da? Când se fac control. Fiecare instituție pe linia lui. Echipele de control verifică atât documentele care au stat la baza autorizării acestor obiective, cât și modul în care sunt respectate normele de prevenire a incendiilor. Verificările se vor desfășura într-un mod centralizat. Pe raza municipiului Constanța, planul a fost să se verifice 3 operatori zilnic. În teritoriu se vor verifica 2, fiind vorba și de acoperirea unor distanțe. Ei vor urmări pe de o parte să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării și nu în ultimul rând modul în care este asigurat managementul riscului privind securitatea la incendiu. Acțiunea de control de la Constanța va dura o lună. La final, autoritățile județene vor prezenta concluziile din teritoriu. Controlele la GPL au fost cerute de premierul Marcel Ciolacu după tragedia de la Crevedia, unde mai multe cisterne încărcate cu gaz petrolier lichefiat au explodat, 3 oameni și-au pierdut viața în urma exploziilor și alte câteva zeci de persoane au fost rănite. Intervenție de urgență ieri după amiază în Marea Neagră pentru salvarea unui vapor străin în pericol de scufundare. 2 nave ale Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au fost trimise în rada exterioară a portului Constanța pentru a-i acorda asistența necesară. Alte 2 remorchiere au fost solicitate și ele să acorde ajutor. Nava Phoenix a ars vom, a plecat cu toată viteza spre rada exterioară a portului Constanța la ora 15. SOS-ul a venit de la bordul unui vapor tip cargo sub pavilion Vanuatu aflat în pericol de scufundare. Nava Jet Max 2 cu 8 marinari turci și indieni la bord avea o înclinare de cel puțin 15 grade spre stânga și a rămas în pană de curent potrivit salvatorilor de la ars vom. În apropierea navei care se afla în pericol a ajuns și remorcherul Brizo al ars vom, care a așteptat indicațiile autorităților navale române pentru a interveni în caz de nevoie. Jet Max 2 este un cargo vechi de 32 de ani care venea din portul Ismail, Ucraina, încărcat cu 2000 de tone de cereale. Marfa urma să fie descărcată în portul Constanța. Deși se află la numai 2 km de destinație, nu a putut ancora pentru că a rămas fără curent. Echipajul a încercat să se alimenteze de la o navă de salvare, dar nu a reușit. Autoritățile navale au decis ca nava să fie remorcată în portul Constanța. După câteva ore, misiunea s-a încheiat cu succes. De mâine începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, prin care românii se pot caza în hotelurile și pensiunile clasificate din stațiunile de la Marea Neagră, cu prețuri începând de la 35 de lei pe noapte. Pachetele turistice sunt cu până la 70% mai ieftine în comparație cu tarifele din vârf de sezon, majoritatea hotelurilor din acest program păstrând tarifele de anul trecut. Programul Litoralul pentru Toți a ajuns la ediția cu numărul 42, se derulează în perioada 1-30 septembrie 2023 și se adresează tuturor turiștilor
celor care vor să petreacă un sejur pe litoralul autohton în extrasezon. 48 de hoteluri de la 2 până la 4 stele din toate stațiunile de pe litoral s-au înscris în acest program. Acestea pun la dispoziția turiștilor aproximativ 5.000 de locuri de cazare. În programul Litoralul pentru Toți, tariful pentru o noapte de cazare începe de la 35 de lei pe noapte pentru o persoană, cel mai ieftin pachet fără masă, putând fi achiziționat la un hotel de 2 stele din stațiunea Eforie Nord. Zeci de tineri cu dizabilități se bucură zilele acestea de mare și de soare pe plajele special amenajate pentru ei în Mamaia, Năvodar și Mangalia. Vorbim despre locuri dotate cu rampe de acces și scaune flotabile cu ajutorul cărora oamenii cu nevoi speciale se bucură de valurile mării. Deși imobilizat de mic într-un fotoliu rulant, acest tânăr din București abia așteaptă să vină vara. La 3-4 ani avem un post pitătaș să fie din la mare cu acest... Se face prin rotație. Rotație. Cum e să intri în apă? E foarte bine, având în vedere că eu nu pot să merg în picioare, aceste dispozitive mă ajută să intru foarte ușor în apă. Cât de mare este bucuria când știți că prindeți rândul și puteți veni la mare? Pentru noi, nu știu, pentru ei cred că bucuria e cea mai mare și bucuria lor e nemărginită, să spun așa, când aude că vine la mare. Și pentru această tânără de 25 de ani, proaspăt absolventă a Academiei de Studii Economice din București, vacanța la mare este o mare bucurie. Nu-și poate folosi picioarele, așa că singura șansă să intre în apă este scaunul flotabil. E un sentiment de nedescris. Le mulțumim celor care fac eforturi pentru a face în fiecare an ca fiecare să ajungă. Și sper ca pe viitor să continue această activitate, pentru că chiar nu se merită și fiecare ar trebui să se bucure la un moment dat de plajă, măcar câteva zile. Patru astfel de dispozitive au fost achiziționate cu bani de la sponsor de o asociație umanitară din Constanța, iar unul a fost pus la dispoziție de o altă fundație pe patru plaje, două în Mamaia și câte una în Năvodar și Mangalia. Prea puține însă pentru sutele de mii de persoane cu dizabilități din țara noastră. Am plâns alături de persoane care ieșeau din apă și ieșeau plângând pentru că nu au mai reușit persoane adulte să intre în apă încă de când erau copii. Din punctul nostru de vedere, cam în fiecare stațiune, bine, dacă permite plaja respectivă, ar trebui să fie câte o plajă în care să se găsească un scaun flotabil. Tot cu ajutor financiar de la oameni cu suflet mare, 40 de copii și tineri cu dizabilități din țară au ajuns în aceste zile la mare la Mamaia. Sunt însă și alte mii care nu au mai văzut marea de ani de zile și așteaptă răbdător rândul. Sunt și familii, părinți sau copii care n-au ajuns niciodată la munte sau la mare și sunt foarte fericit. Iar pe noi ne surprinde bucuria lor și sunt atât de fericiți că au ajuns cu ajutorul nostru la mare și în mod special cu al sponsorilor asociației noastre. Tabăra acesta ne dă foarte multe oportunități. V-am spus în primul rând să se cunoască între ei. Și în primul rând, părinții să înțeleagă că sunt și alții ca ei. Să nu stea închiși. Eu am găsit părinți care de 30 de ani au ieșit din casă. Un scaun flotant special adaptat pentru intrarea în apă a persoanelor cu dizabilități costă între 2 și 4.000 de euro. Reprezentanții Asociației Împreună pentru Viitor Constanța speră ca numărul plajelor amenajate și pentru persoanele cu dizabilități să crească de la an la an. Experți și profesioniști în domeniul apei din întreaga zonă balcanică s-au reunit zilele acestea la Constanța pentru a discuta și găsi soluții inovatoare la problema gravă a pierderilor de apă. Cea de-a cincea ediție a forumului Water Loss Balkans a început deja la pavilionul expozițional. La acest forum se vor prezenta 21 de lucrări, vor fi vorbitori din 10 țări, în același timp va fi și o expoziție unde se prezintă cele mai moderne și cele mai bune soluții de reducere a pierderilor de apă. După cum știți, la Constanța există un program foarte mare de reducere a pierderilor de apă, în valoare de 10 milioane de euro, iar toate soluțiile și toate lucrurile bune care le vom învăța la acest forum le vom aplica și la Constanța.
Pierderile de apă reprezintă o problemă serioasă în regiunea Balcanilor, cu implicații atât economice cât și ecologice. Acest forum oferă o platformă pentru schimbul de cunoștințe și experiențe, încurajând colaborarea între diferitele țări și entități din zonă. Discuțiile se axează pe diverse aspecte, de la tehnologii avansate pentru detectarea scurgerilor de apă, la strategii de gestionare a rețelelor de distribuție a apei. Vom aplica cele mai noi tehnologii, vom aplica partea de digitalizare, pentru că în condițiile de secetă profundă care o vedeți și în zona dumneavoastră Dobrogei, va trebui să fim din ce în ce mai eficienți. Experții consideră că prin colaborare regională și adoptarea unor măsuri comune, regiunea Balcanilor poate face progrese semnificative în reducerea pierderilor de apă și asigurarea unei utilizări mai eficiente a acestei resurse prețioase. Trebuie să recunoaștem, se pierde foarte multă apă. Și toată apa asta se duce în subteranele Constanței. Economisirea apei este o preocupare normală în condițiile în care pe tot mapamondul ăsta există realmente în momentul de față o criză de apă. Și criza de apă va fi din ce în ce mai mare, pentru că noi ne naștem din ce în ce mai mulți. Evenimentul este organizat de Asociația Română a Apei în parteneriat cu Raja Constanța, Turkish Society for Infrastructures and Trenchless Technologies și autoritățile locale și județene. Numărul constanțenilor diagnosticați cu COVID a crescut cu 50% în doar o săptămână, iar Constanța se menține în topul județelor unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de COVID. Institutul Național de Sănătate Publică a informat că în săptămâna 21-27 august, 38,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost înregistrate în București și în județele Constanța, Prahova, Bacău și Galați. În perioada de referință au fost diagnosticate 3.326 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și au fost raportate 4 decese la pacienți cu COVID-19. Potrivit Direcției de Sănătate Publică din Constanța, în intervalul 21-27 august, în tot județul s-au înregistrat 151 de cazuri față de săptămâna precedentă, când au fost semnalate 95 de cazuri. Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Constanța spun că a crescut și numărul pacienților, atât adulți cât și copii, care au nevoie de internare. După un weekend legendar marcat de ediția jubiliară a Festivalului de Muzică Ușoară, Mamaia invită turiștii și constanțenii să continue aventura muzicală în stațiune, ultimul din seria concertelor organizate în această vară de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța, va avea loc tot în Piațeta Casino, sâmbătă 2 septembrie, începând cu ora 20:30. Ana Baniciu și Raluca, două dintre cele mai apreciate voci din România ultimilor ani, își vor reuni talentul într-un spectacol live care va electriza publicul aflat în Mamaia. Concertul promite o călătorie prin mai multe stiluri muzicale, de la pop la dance și influențe. Organizatorii și exprimă încrederea că evenimentul va fi unul la înălțime, așa cum vizitatorii stațiunii au fost obișnuiți pe tot parcursul sezonului. În această sâmbătă avem doi artiști, Raluca și Ana Baniciu, super cunoscuți, voci super frumoase, entertainment, așadar îi așteptăm pe toți să vină să ne însoțească și să ne distrăm împreună. La finalul spectacolului va urma o surpriză. Nu dezvăluim nimic acum. Sperăm să se bucure de ea toți cei care vor fi prezenți sâmbătă seară acolo. Și în luna septembrie vom avea niște manifestări culturale sau sportive de mare anvergură în stațiunea Mamaia. Vom avea meciul de tenis, de cupă Davis România-Taiwan, la mijlocul lunii septembrie. În același timp vom avea un festival deja celebru de muzică electronică la capătul stațiunii. Seria de evenimente cu intrare liberă, care a avut loc în Mamaia în ultimele două luni, face parte din strategia de promovare a stațiunii implementată de OMD Mamaia Constanța. Organizația și-a propus pentru acest sezon să crească numărul turiștilor care aleg Mamaia ca destinație de vacanță și să asigure opțiuni variate de petrecere a timpului liber pentru cei deja aflați pe litoral. Centrul Teodor T. Burada, în colaborare cu Artexim, organizează la Constanța recitalul cameral vocal-instrumental George Enescu și O mie și una de nopți în stil francez. Evenimentul este parte a Festivalului Internațional George Enescu și va avea loc pe 6 septembrie, între orele 18-19:30, la Centrul Jean Constantin. Recitalul este o omagiere a genului muzical George Enescu, compozitor, muzician și pedagog, și a unor personalități marcante ale școlii componistice franceze cu care Enescu a avut legătură.
alături sau a colaborat în creațiile sale. Interpretele principale ale evenimentului sunt mezzosoprana Raluca Paschetti în Pescaru din Italia și pianista Andreea Bratu din România. Recitalul este o incursiune narrativă muzicală ce aduce în prim plan personajul mitic al lui Scheherazade într-un mod inovator și captivant prin lucrări semnate de George Enescu și compozitori francezi, oferind o perspectivă originală asupra interacțiunii dintre muzică, cultură și narativ. Evenimentul George Enescu și 1001 de nopți în stil francez va fi prezentat de colega noastră Roxana Cioacă, realizatoarea emisiunii Echidistant de la Doto TV. Accesul în sala de spectacole se va face gratuit. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România pregătește o nouă ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar. Evenimentul va avea loc în perioada 1-4 septembrie și este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Locuitorii Constanței și turiștii din întreaga țară sunt invitați să se alăture acestui eveniment deosebit, care își propune să celebreze tradițiile și valorile culturale ale tătarilor turco-musulmani din România. Un adevărat promotor al valorilor identitare tătărești, dar și un mesager al multiculturalității dobrogene, festivalul își deschide an de an porțile pentru toți cei care iubesc valorile tradiționale, transmit organizatorii. Pe parcursul celor 4 zile ale evenimentului, participanții vor avea ocazia să se bucure de spectacole de dansuri autentice, interpretări vocale impresionante și prezentări ale portului popular tradițional. Locația aleasă pentru festival este în inima județului Constanța, la centrul Jean Constantin, care oferă un cadru perfect pentru eveniment. Construcția podului de la Cernavodă nu este legată doar de numele marelui nostru Anghel Salini, ci și de tinerii ingineri români colaboratori ai acestuia. Printre ei Ionel și Vintilă Brătianu, fiii primului ministru al României I.C. Brătianu. Participarea fraților Ionel și Vintilă Brătianu la ridicarea podului care unea România cu Dobrogea, provincia revenită la țară, va fi prezentată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Aici va fi organizată expoziția fotodocumentară de pictură grafică și tehnici alternative amprenta brătienilor în Dobrogea, podul Carol I de la Cernavodă. Aceasta este realizată de Minac și artistul plastic Mihaela Florescu. Vernisajul expoziției va avea loc vineri 1 septembrie ora 15 la etajul 2 al muzeului. Expoziția va fi deschisă până pe 14 septembrie. Ultima zi din august aduce în Dobrogea vreme călduroasă și ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări temporare ziua, când pe arii restrânse vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vineri 1 septembrie cerul va fi variabil cu norări temporare și câteva ploi, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 33 de grade. La Constanța astăzi cerul va fi parțial acoperit, sunt așteptate scurte episoade de precipitații însoțite de descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade Celsius. La noapte temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade Celsius. O zi destul de călduroasă astăzi și la Cernavodă, cu maxime cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius, cu cer parțial acoperit de nori, fiind posibile intensificări ale vântului și precipitații de scurtă durată. Temperaturile pe timpul nopții vor oscila între 21 și 23 de grade Celsius. Și la Mangalia cerul va fi astăzi parțial acoperit de nori, dar șansele pentru precipitații rămân destul de scăzute. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 27 și 30 de grade, în timp ce la noapte nu vor fi mai puțin de 22 de grade Celsius. Meciul retur din play-off-ul Conference League dintre HJK Helsinki și Faru Constanța se va disputa în această seară de la ora 19. Prima partidă a fost câștigată în urmă cu o săptămână de constanțeni cu 2-1, care cu un rezultat bun astăzi se vor califica în grupele competiției. Gheorghe Hagi și Faru Constanța caută prima calificare din istorie echipei de la malul Mării Negre în grupele unei competiții europene. Confruntarea de pe Bolt Arena din Helsinki se rea de la scorul de 2-1 pentru Faru, rezultat înregistrat în turul din urmă cu o săptămână disputat la Ovidiu. Campioana României a obținut victoria după ce HJK a reușit să deschidă scorul prin Iona Toivio în minutul 50, Rivaldinho în minutul 58 și Mihai Popescu în minutul 82 au marcat golurile victoriei pentru echipa constanțeană, care se află acum la 90 de minute de cea mai mare performanță europeană din istoria clubului, respectiv calificarea în grupele Conference League. Cu o zi înainte de meciul de la Helsinki, Farul Constanța și FC Urartu au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Nare Grigori
Grigorian la campioana României. În vârstă de 22 de ani, Nare Grigorian evoluează ca aripă dreapta și este component al naționalei Armeniei. A jucat de asemenea pentru toate naționalele de junior și tineret ale Armeniei. În cele 162 de meciuri disputate până acum în carieră pentru echipele de club, a marcat 41 de goluri și a oferit 40 de pase decisive. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ana Galinskaya cu 6-3, 6-4 miercuri la New York. Cârstea, cap de serie numărul 30, s-a impus în 65 de minute și și-a egalat cea mai bună performanță a sa la Flushing Meadows. Sorana Cârstea nu a trecut niciodată de turul al treilea la US Open, fază pe care a atins-o în 2009, 2019 și 2020. Anul trecut românca a pierdut în turul secund. În primul set cu Galinskaya, Sorana a făcut diferența prin singurul break reușit la 3-2. În actul secund, Cârstea a câștigat contra serviciului la 2-2, dar imediat Galinskaya a făcut re-break. Românca a mai reușit un break decisiv la 4-4, încheiind conturile cu 6-4. Acesta a fost al treilea duel dintre Cârstea și Galinskaya. Rusoaica a câștigat în 2020 la New York, unde a fost mutat turneul de la Cincinnati din cauza pandemiei, cu 7-5, 6-4 în turul secund. Cârstea și-a luat apoi revanșa în martie 2022, în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0.